Numele meu este Barbu Adrian. Trebuie să recunosc că a fost o experiență cu adevărat unică, cel puțin pentru mine, să particip alături de niște oameni minunați la proiectul Eu Intercultural Fotofolcloric Art. Prin intermediul acestui proiect am reușit să-mi fac prieteni noi din altă țară cu ajutorul jocurilor de prezentare și cunoaștere. Discuțiile despre efectele pozitive ale utilizării noilor tehnologii în procesul de educație și efectele negative aduse de dependența de gadgeturi și mediul online, activitățile distractive de socializare au făcut din vara aceasta o vară pe care nu am să o uit niciodată.